Fostul polițist militar din Brașov, care și-a ucis soția, iar apoi a fugit de la locul faptei, a fost condamnat ieri dimineață la 12 ani de închisoare. Sentința nu este definitivă, astfel că există posibilitatea atacării acesteia cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. De reamintit că în urma crimei, doi copilași au rămas fără mamă. Tribunalul Brașov condamnă pe inculpatul Dorin Giurgiu pentru omor la pedeapsa de 12 ani de închisoare și 5 ani de interzicere a unor drepturi, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, obligă inculpatul să plătească daune morale, se arată în sentința magistraților. Astfel, Dorin Giurgiu este obligat să plătească copiilor câte 200.000 de lei daune morale în situație în care sentința va rămâne nealterată. Mai mult decât atât, potrivit hotărârii Tribunalului Brașov, acesta trebuie să plătească fiecăruia dintre copii câte 2.800 de lei ca prestație globală, plus câte 675 de lei lunar până la împlinirea vârstei de 18 ani. Bărbatul a fost reținut în data de 13 decembrie, apoi a fost arestat preventiv, măsura fiind menținută astăzi de instanța Tribunalului Brașov. Crima ar fi fost descoperită chiar de mama victimei, care la acel moment mergea la apartament să-i ducă acasă pe nepoții ei. Femeia ucisă avea 36 de ani, scrie portalul mytex.ro.